Baletul este o artă care fascinează prin grație și rafinament, implicare și sacrificiu dus până la abnegație. Un dans ce spune o poveste și nu oricine poate să îi se dedice. Astăzi vrem să cunoașteți și voi o balerină care își trăiește visul de a cutreiera lumea și pentru care jucăriile preferate sunt poantele. Luminița Bivol, bine ai venit acasă! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Luminița, un dans atât de frumos și am zis mai devreme că e un dans care implică foarte multe sacrificii. Tu de cât timp ești balerină? De la 5 ani. Deci de la 5 ani te-ai pus pe poante și ai zis că ele sunt, cum am spus mai devreme, jucăriile preferate? Da. Care au fost sacrificiile la care? Sau la ce ai renunțat în favoarea baletului? Am renunțat la timpul meu. Toți copiii erau afară, se jucau, dar eu eram în sala de balet. Și ce înseamnă asta? Câte antrenamente pe zi ai avut sau ai mai departe? Pentru că tu ești deja antrenată și în spectacole. Da. Deci de dimineață până seara, când eram la școală, la Colegiul Național de Coreografie, de la 8:30 până la 5. Bine, erau și lecții de matematică română, dar cele mai multe erau de balet. De balet. Spune-mi, te rog frumos, s-a întâmplat vreodată, pentru că am încercat și noi să urcăm pe poante și este foarte și foarte greu. Da. Nu, mă refer aici la răni, la picioare, la întorsele pe care poate le-ai avut, pentru că cu siguranță nu ai cum să scapi și tu de această... Știi că vine la pachet, durerea vine la pachet cu plăcerea. Durerea vine, dar... Din fericire, nu am avut nicio traumă și durerea pentru noi este ceva normal și ne deprindem cu ea. Chiar dacă ne doare, profesorii mereu ziceau că dacă nu te doare nimic, înseamnă că nu ai lucrat destul. Am înțeles. Tu ai dansat, și vreau să ne spui așa un pic din evoluția ta, pentru că ai terminat aici un colegiu de balet, da. După care te-ai angajat aici, da? Da. Unde? La Teatrul de Operă și Balet. Și ulterior, cum a mers fluxul sau povestea ta și a baletului, cum au decurs mai departe? Povestește-ne. Deci, în timpul carantinei, în august 2020, am decis să plec în Ucraina și... Pentru că în toate țările nu se lucra, nu se făceau spectacole, dar în acest oraș, Dnipro, din Ucraina, noi lucram în fiecare zi și dădeam spectacole întregi cu toată sala plină. Superb. Și iată că tu te-ai dus, ați scăpat de pandemie, te-ai dus acolo și acolo a venit altă molimă și anume războiul. Da, din Și păcate. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci, în... februarie 2022 am fost nevoită să vin acasă, dar deja contractul pentru Statele Unite, un turneu în Statele Unite și Canada, am plecat acum în noiembrie 2022 cu compania din Dnipro, dar din cauza acestui război, nu toți artiștii din Dnipro au putut să plece și am avut și artiștii din Kiev, și Harkov, Lviv, Odessa. Deci, practic, toți cei care au fugit de război, cumva, datorită acestui contract, s-au reorientat spre Canada, da? Și ați dansat, ați avut spectacole acolo. Da. Cum este lumea? Că îmi dau seama că baletul sau dansul este o artă care este percepută și nu are, știi, nu trebuie tradus. Da. Și nu trebuie tradus. Deci e o limbă universală. Cum sunt oamenii de acolo? Cum au perceput această artă? Foarte bine. Noi, pentru prima dată, o companie din Ucraina a plecat în Statele Unite și erau foarte fericiți că, necătând la faptul că este război în țară, noi am putut să plecăm în Statele Unite și să dăm aceste spectacole. Copiii erau, cred că, cei mei bucuroși să ne vadă, pentru că noi, artiștii, deseori ieșeam... să facem cunoștință cu ei și erau așa de fericiți să ne vadă în costume. Asta vreau să zic, fascinația copiilor și mă regăsesc și eu aici sunt, în momentul în care vede o balerină sau un balerin, sunt costumele, pentru că ele sunt cele care chiar te fascinează și nu în zadar te-am rugat și pe tine să ne aduci câteva din costumele tale. Uimitoare, apropo, și hai să te întreb, cine le gândește și cine le face? Tu sau ai o persoană care te ajută? De obicei, mama și profesorul ne ajută să facem ideile, pentru că fiecare costum, fiecare spectacol este diferit.
Are, fiecare are o idee anumită, deci toate au un semn, deci au un simbol al fiecărui spectacol. Uite, ăsta și chiar mi se pare frumos și cel roșu, vreau să-l vadă și cei de acasă, cât de drăguț este. Cât cântărește? Nu știu, mult. Cântărește mult, pot să vă spun eu. Da, dar apropo, cum greu se numește această fustă? Tutu. Tutu se numește, ca să știe și fetițele care acum probabil se uită și vor în viitor să fie balerine. Da. Bun, deci fiecare, pentru fiecare costum, voi vă gândiți, cumpărați materiale și vă gândiți ca da, și concept. Un costum merge doar pentru un spectacol sau poți să-l transform, să-l mai și valorifici în altceva? Depinde. Deci, celălalt albastru este doar pentru flăcările Parisului. Așa, pentru balet, că are și da, culorile drapelului. Culorile drapelului, da, și el cu siguranță nu poate să fie folosit în altă parte. Așa, și această bijuterie pe care o vedem noi jos, roșu cu negru, din ce spectacol Don Quixote, Chitri, actul 3. Așa, Don Quixote, da? Da. Uite, într-adevăr, fiecare costum își are, nu știu, imprimată și semnătura lui pentru spectacol. Da. Apropo, cât timp îți ia să faci un costum? Mă gândesc aici de la gândit, de la schițat și până la realizarea lui. Cred că la vreo 3 săptămâni, 4, depinde. Cel roșu a durat foarte mult, a durat asta, la vreo 2 luni. A, nu, cel de jos. Așa. Da, pentru că este foarte greu. În primul rând, baza, deci fusta asta albă, da, vreau să e foarte greu să faci, pentru că este nevoie și de un cerc care este, el nici nu se mai, nu poți să-l procuri. Așa. Și am fost nevoit ia, să-l... Ia uite, sper că vă știe de acasă aici. Ia uitați-vă câte fuste avem da, aici. Sunt multe, multe. Ca astfel încât și... să stea așa țeapăn. Da, și se fac pe rând. Deci fiecare fustă se face aparte. După aia fiecare fustă câte două se cos. Și după aia toate împreună. Deci aici este cercul. 7, 8, eu da, vreo 10 am numărat acum cât vorbeai tu, ca să înțeleagă și cei de acasă da, cam câte fuste trebuie să fie aici. Eu văd și aici în partea cealaltă da, rochiți așa, nu chiar atât de bufate sau da, tot se numește tutiu sau da, nu? Da. Și din ce spectacole sunt? Pentru că sunt diferite de celelalte, da? Da? Deci prima este din Frumoasa Dormită, Aurora, actul 3. Așa. Cea roșie este dintr-un pas de deo, Diana și Acteon, din baletul Esmeralda. Și ultima este primul meu tutu profesional. Primul. Așa, da, cel alb, frumos. Cel alb. Și l-am folosit pentru o variație din Pajita. Pavilion Darmid. E superbisim, îți spun deodată. Mie da, mi-a remarcat, orică lucește, dar da, e extraordinar. Spune-mi, te rog frumos, uite, tu ești deja o balerină care a dansat pe cele mai mari scene. Ce este cel mai greu într-un spectacol pentru o balerină? Artistic. Trebuie să poți să arăți emoțiile potrivite unui anumit rol. Și cum cunoaște toată lumea despre Lacul Lebedelor, așa, mai întâi ești o prințesă, Odette, foarte fină, gingașă, dar următorul act e Odil, o lebădă mai vioaie, curajoasă și trebuie să poți să arăți diferența dintre aceste două roluri. Deci, practic, în câteva secunde trece această metamorfoză de la un da, personaj la celălalt, astfel încât și omul să se adâncească în spectacolul pe care tu îl reprezinți. Însă, hai să nu uităm și de faptul că pe lângă aceste rochii frumoase, tu mai stai și pe poante, pe această încălțăminte care, real, este una foarte incomodă. Cum vă odihniți picioarele sau cum vă încălziți picioarele înainte? Pentru că îmi dau seama că nu poți așa să vii din stradă și să te pui pe poante. Desigur, facem dans clasic. Deci e o încălzire depinde de 45 minute sau o oră. Și cu siguranță ne îmbrăcăm cât mai gros ca să așa, putem să ne încălzim. Și după, în momentul în care, nu știu, după spectacole, există proceduri care se fac pentru sigur, a-ți relaxa picioarele? Depinde, fiecare balerină este diferit. Deci unele balerine pot să-și pună picioarele într-o cadă cu gheață sau un duș rece, sau un masaj, saună. Depinde fiecare balerină cum se simte.
Am înțeles. Luminița, eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. În primul rând, sunt recunoscătoare pentru faptul că ai reușit să aduci aceste frumuseți și să ne eclipseze pe alocuri, pentru că sunt extraordinar de frumoase. Ți-ți doresc succes mai departe. Apropo, te întorci în Ucraina sau rămâi aici deocamdată? Rămân aici deocamdată, pentru că sunt și studentă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Rămâi pentru că noi avem nevoie de fete frumoase și de balerine și să mergem la spectacole, să admirăm atât frumusețea spectacolului, cât și al celor care interpretează. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuție.